avem șanse. Normal. Sper să reușesc să le valorific. Adversarii de temut pot fi din altă parte și nu neapărat în teren. Este un program normal, că și celelalte echipe care ajung în faza, au ajuns în faza aceasta, au avut același program. Nu doar dacă ținem cont de întreg campionatul, atunci e posibil ca la echipele, cele două echipe de pe primele două locuri, într-adevăr, deci noi și cu Dinamo, să se simtă oarecare oboseală. Oricum ar fi, Știința Bacău e pregătită să obțină un nou event. Pe final de campionat, având în vedere și faptul că e primăvară și, mă rog, știți foarte bine că și nu e poveste, organismul este din iarnă ieșit puțin mai slăbit, dar acest lucru se întâmplă la toate echipele, nu numai la noi. La Constanța, la Cupa României, Florin Grapă va avea la dispoziție tot lotul. Toată lumea este ok, adică nu am indisponibilități, nu am fete cu afecțiuni, toată lumea este validă.